deșteptarea. Aș vrea să adaug aici performanța aproape olimpică a unui cetățean care a înnotat într-un costum de neopren din insulele Kurile până în Japonia și a cerut și azil politic omul când a ajuns acolo, da. M-am uitat și pe harta seară, da. Un rus a înnotat 20 de kilometri din insulele Kurile până în Japonia și, mă rog, omul a și ajuns, a și depus cerere. Dar să zicem așa că cel care a cerut azilul politic, înnotătorul în costum de neopren, bă, simplu nu i-a fi fost, era original din zona Ural și primise teren gratuit pe insula respectivă ca parte a unui program derulat în Rusia pentru întinerirea populației în regiunile din Orientul îndepărtat. Adică primești teren gratuit și tu fugi not în Japonia? Păi da, el cu gândul ăsta a venit. Eu m-am uitat aseară pe fotografii să vezi unde a primit teren gratuit. Băi, te doare capul, serios. Adică nu mi se pare o binefacere, dar dacă vrei să trăiești la capătul lumii... Și alții primeau prin Siberia... Da. Pământ. Da, da, cam asta, cam e, doar că s-a dus de bunăvoie. Se pare că a ajuns acolo într-un costum de neopren și a traversat strântoarea de 24 de kilometri înnotând. El a trăit în insulele alea timp de 3 ani, nu a lucrat nicăieri, a locuit unde să lucreze, aici și o întrebare foarte bună acolo, o să vedeți, a locuit în satul Golovino, unde a dormit într-un cort sau pe unde a mai fost primit. Și a vândut motocicla. Ce viteză a prins, da, corect. Ce viteză a avut ăsta în not, da. Bine, el nu e, cum să zic, e un om cu structură aparte. El a mai fost exilat din Japonia la un moment dat și e pasionat de cultura japoneză și a urmat cursuri de limba japoneză. Și a fost exilat pentru că făcuse niște matrapați lucruri pe acolo, dar insistă. Nu știu unde îi găsești. Ei exilat din Japonia, rușii dau teren, fuge înapoi în Japonia, lasă terenul. Ne arată cum ar fi. Da. Da. În not. Deșteptarea.